Sărbători fericite. Dar ce te faci că multă lume confundă fericirea cu plăcerea. Astăzi vom profita de ocazie ca să le diferențiem și să nu ne păcălim. Plăcerea e de scurtă durată. Fericirea e de lungă durată. Plăcerea e viscerală, fericirea e eterică. Plăcerea înseamnă a primi, fericirea înseamnă a da. Plăcerea poate fi obținută cu substanțe, fericirea nu poate fi obținută cu substanțe. Plăcerea este posibilă de unul singur. Fericirea este posibilă doar în grupuri sociale. Prea multă plăcere duce la dependență, dar nu poți fi dependent de fericire. Plăcerea este dopamină, Fericirea este serotonina. Dopamina excită neuronul, și dacă abuzăm de plăcere, neuronul bombardat cu dopamină ar muri. Așa că se protejează, reducând numărul de receptori, astfel că ai nevoie de doze din ce în ce mai mari ca să simți ceva. De zahăr, țigări, maria, alcool. Serotonina inhibă receptorul, nu îl excită se lipește de neuron și acesta nu mai trimite semnalul mai departe. Face ca receptorul să nu mai poată să fie stimulat. De aici, senzația că nu-ți mai trebuie nimic, că ești una cu universul. Dopamina scade serotonina. Plăcerea, sau mai bine spus, abuzul de plăcere, scade serotonina, adică fericirea. Ce poți face ca să crești serotonina? Conectare interpersonală. O discuție față în față generează empatie, care activează neuronii oglindă, care te fac să simți ce simte persoana din fața ta, ceea ce produce satisfacție. Și, dacă e să vorbim despre nutriție, mănâncă pește pentru că e bogat în triptofan, care e materia primă pentru serotonină și primești în plus și omega-3 care protejează membrana neuronală. Zahărul crește dopamina, scade serotonina, te lasă gras și nefericit. Hai să profităm de sărbătorile astea și să fim fericiți. Asta înseamnă să ne bucurăm de oameni din jurul nostru și să oferim bucurii. Nu abuza de plăcerea din farfurie, pentru că te poate lăsa după nefericit.